Așa că motocicletă și cu pian. Uitați cum, de ce cu motocicletă? Așa, că să avem noi din ce de trăie. Acolo, de la Ruși. Din de la Ruși, că să avem cu ce trăie, așa. Nu mașină. Nu mașină. Motocicletă și pian. Motocicletă, aici, da. Pian. Aveți pian acasă? Sigur. O consumorist avea pian? Domnul Hristos, dar ce credeți că chiar așa era mortă cultură pe atunci? Da. Nu este o greșeală. Viața mergea înainte, era un conservator, școală muzicală. Fratele meu a terminat școală muzicală, eu n-am terminat. Era cum să nu. Deci, am înțeles, tatăl nostru era cam burjui așa. Nu era burjui, era intelectual, 100%. Am înțeles. Da. Ca să ajungă asta. Burjui era... Era, se vorbea pe vremea copilării noastre despre KGB, cum se vorbește acum? Nu, era tabu, era era imposibil. Dar sentimentul că sunteți, cum e acum, se discută, că erau supravegheată lumea? Știți, cum por m-am aflat, de exemplu, că tată, în anii ăștia groznici, de la 37, în sus, până a murit Stalin. Tata avea pregătite cu el gemandanaș, lucruri, nu știu ce, lingerie. Tata avea, nu avea origine chiar foarte bună. Străbunicul meu, bunicul lui, era nobilat de țari. Aoleu, ce dosar! Și nobilat nominal, adică nu se transmitea ca un titlu nominal. Nu se transmitea la progenitură, cum ar fi. Și asta era o pată foarte neagră, că alții erau trimiși în gulag pentru mult mai puțini. Și pentru niște merite extraordinare, nu știu, păcat că eram prea tânără. Diferența dintre mine și tată era 36 de ani. E prea mare, prea copilăros era. Acum regret nespus, tată era o enciclopedie întreagă, o istorie întreagă puteam să aflu de la el. Și nu aveam curiozitate, eram prea tânără ca să vorbesc. Și așa că nu se vorbea asta direct, dar por m-am aflat. Da, iertați-vă, vă mai amintiți, era de un personaj, Pavlik Morozov. Pavlik Morozov. Ce să fac? Asta se cultiva era... la școală? Nu, că nu știu, telespectator. Dar ce era el? Spuneți-le telespectatorul. Eu știu, dar... După Ostrovski. El era un model pentru ca un băiat deci, din popor care a intrat în acest regim, acest, cum să spun, tagma unei noi puteri. Da, de fapt, tatăl găzduise niște culaci, el își demascase tatăl și a fost omorât de unchiul și de câțiva din stat și era, era cultivat, era model. Da, era model. Asta era bine, foarte bine a făcut, l-a omorât, da. Erau, foarte bine, erau statui peste tot. Da. Da. Dar mie nu-mi păsa, nu știu, eu eram cu cântatul. Am înțeles, se putea trăi, se putea și cânta și dansa, chiar dacă absolut. Era consumat. Ne întoarcem, cum ați ajuns totuși la televiziune? Cum ați debutat la televiziune? Așa, și deci fata asta a spus, eu ți le aduc pe un cineva, pe un muzician din Tănase, Petrică Munteanu, a venit la mine, zice, du-te la pian, am cântat tot repertoriul meu, a rămas foarte impresionat. Și au început, dumneavoastră, sunteți prea tânăr și nu țineți minte, n-ați apucat. Erau emisiunile miercuri după masă de amatori. Da. Fiecare după masă. Un fel de, cum să spun, îndevenire... Steaua fără nume. Da, Steaua fără nume, da. Și a spus că o să vină la mine în casă cu un tânăr regizor care face aceste emisiuni. Și a venit. Și era Valeriu Lazarov. Tânăr de tot. Așa, l-am cântat și eu, bineînțeles, nu mai cântece spaniole. Am bătut cu castanetele, am făcut câteva pași, bineînțeles, de dans, că îmi place când cineva, știu eu, cineva este interesat de această chestie. Și gata, am intrat într-o emisiune, am făcut rochi singură, așa, pe sârmă. Am înțeles că erați una din puținele posesoare de televizoare. O, da, sigur. L-ați adus de acolo? Sigur, de acolo am adus. Rușii au avut înaintea noastră televiziune? O, Doamne, sigur. Cum, Domnul Hristos. Am înțeles. De mult, de mult.
Spuneți-ne acum la televiziunile, cele două televiziuni care urmăresc, ce se spune despre România? De bine, de rău, nimic. Sau de rău? Cum nimic? Nimic. Păi noi avem impresia că se vorbește tot nimic. Timpul. Nimic. Nimic. Dar nimic? Aici se vorbește ceva despre ruși? Nimic, nimic? Nu. Asta este. Uite, Putin a avut o, cum să spun, a avut un site acum vreo 4 luni. Îmi pare rău că l-am pierdut. A avut un site în care puteai să-i pui orice întrebare. El a avut acum vreo 4 ani direct prin telefon. Da, știu aia, da. Și acum și-a făcut un site. Acum a făcut un site. Bine, site-ul a să lucra și el un timp de... Eu aș și putea să-i pună prin internet? Orice, da, uite, prin internet. Uite, pentru domnul Dragoș da, 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 da. De ce nu i-a spus? Dacă... Eu deci, nu vroiam eu să pun. Aș putea să-și facă, da? Nu, președintele s-ar fi sunat altfel. Dar vroiam eu să spun. O simplă... Nu să-și facă un site ca Putin. A, că să e facă... nou. Deci un politician, nu. Am înțeles că domnul Adrian ăsta să vrea să-și facă unul. Și ce ați vrut? Nu. Putin e foarte, foarte sensibil la ce gândește poporul despre. Da. Și puneți întrebări. L-au pus întrebări și când a fost el prima dată cu o femeie și de ce portă ceasul la mâna dreaptă. Și de ce? Și chiar de ce portă? El a explicat așa, că el scria foarte mult. Și uitați-vă, scrie, da? Scrie acolo. Pune acolo asta. Da. Dar așa era, ceasul era... Da. Era sub ochii lui când scrie. Așa a explicat. A, nu, păi la dreapta, așa e. Așa, da, ca să fie sub ochii. Trebuia să, adică scria, ce trebuia să... Ce idee bună. Să, a, și oana... să mai dea așa, și atunci da, are gândă. Purtați-vă la dreapta. Nu, practic, dreapta, da. De acum mulți bărbați să se mută la dreapta. Da. Da. Și eu aș fi vrut să-l pun, eu aș fi pus o întrebare pe care... Ei selectau întrebările, nu puneau toate... întrebările așa, mai interesantă. Și le-aș fi întrebat, domnul Putin, de ce nu vii la, în România? Și de ce relațiile sunt puțin zis așa răcoroase? Îl iubește... dumneavoastră, ce părere aveți, Putin? Vă place ca bărbat? Foarte mult. Chiar ca și ca bărbat. De ce? Are ceva, fiindcă nu este... Nu se rigează în macho sau nu știu ce, cum sunt alții, dar emană o bărbăție foarte... Foarte, foarte puternică bărbăție. Eu am văzut, da, fetele cu insignele aici, da? Cu el. Are succes, are, la oi, domne, are o poză, nu vă puteți imagina ce poză, l-ar fi vindiat un Schwarzenegger, ca așa o poză. T-shirt negru, da, pe corp, da, mâinice scurte, aici bicepse, uite așa, da, ca bicepse. Și cu haine, așa, peste umeri. Foarte, aș zice, sexy, cu tot că urăți cuvântul ăsta. Așa, și peste umeri, și fața lui, așa, cu ochii de oțet, oțel. Da, așa e. Bine. Foarte, foarte interesant. Și așa cum vorbește el, el are ceva. Cum intră, de exemplu, toate ședințele care duce el, vin aici, deja stau toți ăsta. Asta guvernul, el cum intră, se ridică toată lumea, începe să se aranjeze, să se închidă, are ceva, ce eu n-am văzut la nimeni. Are ceva, fără să bată pumnul asta. Înainte de publicitate, e în România vreun bărbat politic care-i seamănă? Nu. Nu? Știți ce am auzit eu? De la cineva care știe istorie, zice că pe Stalin cineva l-a întrebat. Trebuie să vină cineva după el, că e normal, nu? Cândeva. Cine credeți că ar putea să... Așa, și Stalin, chipurile, a răspuns. O să vină unul mic și necunoscut. Se referă la Hrușciov. Pauză de... Nu Hrușciov, la Putin. A, la Putin. Asta e bancul care circulă la Rusia. Hrușciov era, nu bancul, asta adevărat, ci că Hrușciov era un om foarte cunoscut. Corect, corect, am dar înțeles. Dar asta nu odată a apărut. Vă plac, e melimpede. Deci nu există în România un bărbat politic care să vă încânte așa de tare ca Putin. Întrebare grea. Grea. Am înțeles. Există, dar nu vă spun. Am înțeles. Bine, nu ne spune, să vedem cine seamănă cu Putin. Pauză de publicitate.